După nenumărate amânări, Coaliția de Guvernare a anunțat o nouă măsură, amânarea plății ratelor cu 9 luni pentru românii împovărați de credite care nu-și mai permit să le plătească. Economiștii însă trag un semnal de alarmă și avertizează că aparent măsura poate fi benefică, dar pe termen lung nu înseamnă decât o datorie mult mai mare. Beatrice mai are de plătit 25 de ani rate la bancă pentru un credit ipotecar de 70.000 de euro. Dacă anul trecut avea de plătit o rată mai mică, anul acesta suma a explodat. S-au mărit, da. Procentual n-am făcut un calcul. La 1.700 la un moment dat, acum e 2.300. Așa că, lună de lună, aceasta e principala grijă. Când iau salariul, ratele și, mă rog, am un buget. Pentru că dobânzile au explodat și mulți români nu mai fac față cheltuielilor, Coaliția de Guvernare a decis să vină cu o măsură în privința căreia s-a răzgândit de câteva ori. Amânarea ratelor la bănci pentru 9 luni, de la 1 iulie, pentru cetățenii și companiile cu dificultăți financiare. Dar părerile celor care au credite sunt împărțite. Păi este o gură de aer, așa cumva, dacă... E o metodă, adică e în ajutorarea omului, că e o soluție, pe termen scurt cel puțin, ai o gură de aer pentru, mă gândesc că sunt oameni care, nu știu, au probleme cu serviciu. Pentru mine nu ar fi ceva benefic, având în vedere că am credit pe 30 de ani, adică deja înainte să ies la pensie, eu încă mai am rată și asta ar însemna să mi-o prelungesc. Guvernanții discută însă despre anumite criterii, la fel cum au fost cele din pandemie, când puteau beneficia de amânarea ratelor cei care nu aveau restanțe și contractaseră credite până la o anumită dată. Economiștii spun că e o sabie cu două tăișuri prin care se pot pierde, de fapt, mai mulți bani. Atunci când vrem să suspendăm plata ratelor, creditul rămâne și vom avea o rată, toată această dobândă pe care o amânăm, se va duce într-o rată mai mare pentru perioada următoare. În perioada următoare, economiștii se așteaptă ca ratele să mai crească. Banca Națională a anunțat că indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 5,79%, după ce, la începutul anului, acesta era de doar 3%. O familie de reni care trăiește în rezervația de zimbri din Vama Buzăului are un membru nou. Un pui de doar 2 săptămâni este al 3-lea exemplar care s-a născut în captivitate în ultimii ani. Turiștii care deja au făcut cunoștință cu ghemotocul de blană s-au îndrăgostit pe loc. Este mic, zglobiu, are culoarea neagră și a devenit imediat vedeta rezervației de zimbri din Vama Buzăului. Un pui de ren care a venit pe lume la mijlocul acestei luni este cel mai răsfățat animal din sanctuar, atât de îngrijitori cât și de turiști. Micul ghemotoc de blană este al 3-lea pui născut în captivitate în ultimii ani. El mai are 2 surori mai mari. Puiul de ren are doar 2 săptămâni de viață, are o greutate de aproximativ 9 kg, înălțime de 50 de centimetri și o lungime de aproximativ 60 de centimetri. În primele luni de viață stă lângă mama lui în permanență, pentru că femeia este extrem de protectoare în această perioadă. Turiștii care vin să viziteze zimbrii sunt încântați că pot să vadă de aproape un pui de ren. Andreea, un tânăr din Italia, a venit în vacanță la Vama Buzăului cu iubita lui româncă, Georgiana. S-au oprit la familia de reni și nu au plecat până nu au filmat cele 5 exemplare superbe. Amazing, beautiful. Is this the first time you see a reindeer so close? Yeah, in my life, yeah. Mm-hmm. Because in Italy we are not used to see. What do you think about the baby reindeer? Ah, beautiful. It's absolutely incredible. Mm-hmm. Yeah, in my first time here to see that type of animals. N-am cuvinte. E prima oară când vedem, da. Este, a zis Andreea, prietenul meu, că ne vom întoarce și anul viitor să-l vedem cum crește. Facem filmulețe, le postăm pe Facebook. Da. Sperați că o să aveți succes cu puiul de ren? Sper să avem foarte mult succes. Încântați de noul membru al rezervației au fost și angajații, care au prins drag de puiul de ren, dar se pare că el nu va rămâne prea mult timp mezinul familiei. O bucurie generală, mai cu seamă pentru noi, că ne bucurăm oarecum că această specie, destul de rară în România, are posibilitatea și prilejul chiar la noi în
în rezervație să ia amploare și să dezvolte. Una din femele mai este practic gestantă și așteptăm ca și ea să fete. Odată cu înmulțirea familiei de reni, țarcul de 1000 de metri pătrați a fost extins, iar acum exemplarele au la dispoziție 5000 de metri pătrați ca să trăiască liniștite. Bolnavii de cancer au un motiv în plus să spere că s-ar putea vindeca. Un virus care ar distruge cumplita boală i-a fost administrat primului pacient după ce a fost testat cu succes pe animale. Virusul denumit Vaccinia a fost modificat genetic pentru a ucide celulele canceroase și pentru a le proteja în același timp pe cele sănătoase. Cercetătorii spun că virusul poate micșora mai multe tipuri de tumori, între care cele de la plămâni, dar și cele pancreatice. Mai bine de jumătate dintre români se gândesc să renunțe la o parte din necesitățile zilnice pentru a trece mai ușor peste inflație. Prețurile uriașe i-au făcut să reducă pe cât posibil coșul de cumpărături, arată un studiu recent. Cu mai multe detalii vine chiar acum colega mea, Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa, te ascultăm! Bună dimineața, Simona! Bine v-am găsit! Prețurile uriașe și inflația care a ajuns în țara noastră în ultimele luni determină pe români să consume mai puțin și să renunțe la unele necesități care până acum ne erau nelipsite. Asta arată un studiu realizat recent. Aproximativ 58% dintre români sunt de părere că dacă vor renunța la anumite produse, atunci vor putea trece mai ușor peste problemele financiare cu care se confruntă. 70% dintre românii au simțit o creștere accelerată a prețurilor la alimente, la combustibil, dar și la utilități și aici ne referim mai exact la gaze și la energia electrică. Există însă și o categorie de români care sunt de părere că dacă statul le-ar mări, dacă compania unde lucrează le-ar mări salariile, atunci ar putea trece mai ușor peste aceste scumpiri. Tot studiul ne arată și faptul că foarte mulți români sunt de părere că statul este responsabil pentru aceste prețuri uriașe pe care sunt nevoiți să le plătească. Mai exact, 70% dintre români au răspuns afirmativ la această rubrică. În urma ultimelor analize realizate de Banca Națională a României, arată că rata inflației ar putea ajunge la 12,5 până la finalul acestui an. Acestea au fost informațiile, Simona. Îți mulțumim, Larisa. Un caz revoltător iese la iveală în Maramureș. Un copil de 14 ani a fost găsit fără suflare, ascuns chiar de tatăl său, în cușca unui câine. Băiatul murise de o lună, dar părintele ar fi vrut să încaseze în continuare alocația de handicap. Legiștii spun că moartea adolescentului a survenit prin înfometare. Reacția celor de la protecția copilului este una șocantă. Spun că l-au văzut pe băiat acum o lună și că acesta era bine mersi. Vă avertizăm, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Aceasta este gospodăria Groazei, spun criminaliștii, o casă dărăpânată din Sighetul Marmației. El plânge tare mult. Plânge de Doamne fer. Și n-am auzit un zgomot. S-au auzit până în casă, l-au auzit plângând, nu așa. Păi când n-am auzit nimic, plângând, n-am auzit nimic, niciun fel de mișcare, nimic la el. Și mă gândim, ceva nu-i bine. Unul dintre vecini a sunat la 112, speriat pentru că nu-l mai văzuse pe copil de o lună. Îl știa drept un băiat suferind și îi purta de grijă, oferindu-i câte ceva de mâncare. Chiar înainte ca polițiștii să ajungă aici, martorii au observat un gest șocant făcut de tatăl minorului. L-a luat sacul din casă, a adus un sac și l-a pus în sac și a mers cu sacul așa în mână până acolo unde l-a ascuns, unde l-a aflat poliția. Anchetatorii au găsit un cadavru în putrefacție ascuns în cușca câinelui. Moartea ar fi survenit acum o lună. Legiștii spun că băiatul a fost înfometat și așa s-a produs tragedia. Dar tatăl său ar fi vrut să încaseze alocația de handicap în continuare. Înainte să ascundă cadavrul, l-ar fi ținut în casă, alături de celălalt fiu în vârstă de 16 ani. Mama băieților a murit, iar bărbatul trăia acum cu o altă femeie. Nu l-a întreținut, nu s-a fost de pensie, nu da să mănânce, nu l-a scos cred că de un an de zile afară din curte. Din casă. Reacția autorităților este șocantă. Pentru că era încadrat cu un handicap grav, copilul de 14 ani era monitorizat. Cei plătiți să-i poarte de grijă n-au observat probleme. În timpul monitorizărilor pe care le-au făcut specialiștii instituției, copilul era ok la domiciliu îngrijit de tată. În cursul lunii aprilie a fost ultima verificare făcută și copilul a fost văzut la domiciliu fără niciun fel de probleme.
Asta deși toți vecinii au observat starea copilului. Acum, în ultimul ceas, autoritățile l-au preluat pe celălalt băiat de 16 ani și l-au internat într-un centru de îngrijire. Tatăl va trece printr-o expertiză psihiatrică pentru a se stabili dacă are discernământ. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și profanare de cadavre. Serele cu trandafiri sunt tot mai aglomerate în această perioadă. Oamenii cumpără aceste flori fie pentru a-și înfrumuseța grădinile, fie pentru a le oferi cadou. Alții vin, în schimb, doar să le admire. Un fir de trandafir costă aproximativ 10 lei, iar un buchet poate ajunge și la 300 de lei. Așa arată o seră cu trandafiri din orașul Voluntari. Este prima săptămână în care florile iubirii, așa cum sunt denumite, au început să înflorească și să îmbie cu parfumul lor. Fie că sunt roșii, galbeni, albi sau roz, trandafirii sunt unele dintre cele mai căutate flori. Când intri și vezi o frumusețe de trandafiri, toate culorile, e super. Doamna Virginia a venit să cumpere trandafiri pe care să-i planteze apoi în grădina din fața blocului în care locuiește. Ați găsit, doamnă, vreun trandafir frumos? Da, uite roșul ăsta care e foarte frumos, da. Și mirositor. Da. Parfumat. Parfumat. În schimb, această doamnă a venit doar să admire superbele flori. Să vină cine vrea și dorește să vină să ia, că sunt foarte frumoase, toate, toate. Alții vin să fotografieze trandafirii. În pepiniera din Voluntari sunt peste 4.000 de trandafiri care înfloresc în fiecare an în luna mai. Sunt peste 20 de culori și aici se pot găsi chiar și cele mai surprinzătoare nuanțe. Până ajung să înflorească, trandafirii sunt îngrijiți cu multă atenție. Pentru a da din ce în ce mai mult lustari, da? Să crească uniform. Luna februarie plantăm în ghiveci, le punem îngrășământ, fertilizăm foarte bine pământul, turba, în ghiveci. După aceea, la o lună de zile, după ce lăstărește primii lăstari la 30-40 de centimetri, îi tăiem. Odată ce înfloresc, trandafirii rezistă aproximativ 3 săptămâni. Din această seră, într-un sezon, pleacă în toată țara peste 1000 de fire din cele 5000 câte sunt crescute în seră. Prețul unui fir de trandafir pleacă de la 8-10 lei. Un buchet ajunge să coste și 300 de lei. Astăzi vremea va fi caniculară în vestul țării, dar ploioasă. Cea mai ridicată temperatură va fi la Timișoara, unde vor fi 32 de grade Celsius. La Oradea va ploua, dar termometrul va urca până la 29 de grade. În Moldova, la Suceava, vor fi 26 de grade, tot cu ploaie. Nori și precipitații vor fi și la Târgu Mureș, unde vor fi 28 de grade. În schimb, la Buzău va fi soare toată ziua și o temperatură de 27 de grade Celsius. Însorit va fi și în capitală, unde vor fi 29 de grade Celsius. La această oră, în București, sunt 11 grade Celsius. La Craiova sunt 13 grade, la fel și la Giurgiu. Cea mai scăzută temperatură este la Miercurea Ciuc, 2 grade Celsius. După haosul de ieri de la metroul bucureștean, polițiștii au deschis un dosar penal și vor să afle dacă s-au luat măsurile legale de securitate. Mai multe vagoane s-au umplut de fum, iar călătorii blocați în subteran au crezut că vor muri asfixiați. Oamenii povestesc că au văzut o flacără pe șine, după care s-a dezlănțuit infernul. Au fost evacuați prin tunel, iar 10 de persoane au fost transportate la spital. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Ce să deschidă ceapile, că vine vântul de afară? Dar are cum să deschidă așa, că nu e stație. Mori asfixiat într-un vagon de metrou. Să nu călcăm pe linie, da? Cum procedăm? Da, secundă. Fumul gros, parcă apărut din neant, a învăluit vagoanele, iar spaima i-a cuprins rapid pe călători. Dați gata,
Nu la neanțară, că nu suntem nici pe peron. Dacă doriți, puteți să mergeți în partea aia, că e mai mult aer aici, nu e aici. Era în jur de ora 9 dimineața, când garniturile sunt tixite de lume. Oamenii parcă s-au trezit într-un iad, înconjurați de fum și, blocați fiind în subteran, s-au temut de ce e mai rău. Mai aveau circa 30 de metri să ajungă în stația Piața Romană, când au văzut o flacără și apoi s-au înnecat în fum. A luat metroul foc, oamenii s-au panicat, ne-am dus toți în ultimul vagon și ieșea fum. Și ne-a fost frică că murim asfixiați. Acum văd că ne-a evacuat. Călătorii au coborât din vagoane în tunel și au orbecăit cu frică până la peroane. Hai, haideți mai repede că vine trenul! Dale, poate și pe acolo! Stați puțin! Ușor, ușor, ușor! Spatele de presiune! Afară se activase deja planul roșu de intervenție. 20 de mașini de pompieri și 39 de ambulanțe veniseră. Peste 170 de călători au fost evacuați în total. Mulți au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Spitalul Floreasca. Au fost asistate un număr de 25 de persoane, dintre care două au necesitat transport la spital, au fost transportate la noi la Spitalul de Urgență Floreasca, care pe fondul unei patologii preexistente, expunerea la fum și stresul evident, emoția, le-a decompensat această patologie. Restul au fost persoane care au fost expuse la fum. Ne-au oprit, ne-au dat jos din metro la Unirii și am mai mers în costație până la universitate și la universitate ne-au evacuat pe toți. N-am știut ce se întâmplă, nu ne-au anunțat. A ajuns fumul și pe partea cealaltă. Mergeam către Unirii, dar am coborât. Când am observat atât de mult fum, am zis că cel mai bine ar fi să ies. A mai fost oprit un tren în zona Pieții Victoriei, unde pompierii au ajutat să evacueze oamenii. Acolo nu era o problemă, dar trebuia întrerupt curentul pentru intervenția pompierilor în siguranță în această zonă. Cât despre cauza degajării uriașe de fum, pompierii și cei de la Metrorex au căzut greu de acord. Ultimii au venit cu trei ipoteze în doar câteva ore. Inițial au spus că ar fi fost o degajare de fum de la sistemul de frânare, apoi că ar fi fost de vină o defecțiune a trenului, pentru ca în cele din urmă să transmită că ar fi fost vorba de un scurt circuit. Între timp, mai mari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență aveau explicații ceva mai clare. Se pare că a fost vorba de un conductor la o șină de transport. Oamenii din metro spun că au văzut totuși flacără. Da, a fost flacără la o cutie cu conductor la nivelul șinei. Știți că a intrat tare în stație. Când a intrat tare în stație, a făcut plavă și după aia a plecat. A intrat tare în viteză în stație. Atât Metrorex, cât și pompierii au deschis anchete să lămurească ce a pornit iadul de fum. Un tânăr din Botoșani a murit, iar altul a fost grav rănit după ce peretele unei case s-a prăbușit peste ei. Cei doi erau angajați ai unei firme de construcții și veniseră în localitatea Trușești să reabiliteze o locuință. Pompierii chemați de urgență la caz au constatat că una dintre victime era acoperită de un perete din beton și a fost scoasă dintre dărâmături fără suflare. Celălalt bărbat este în viață, dar a fost transportat în stare gravă la spital. Comisarii de la Protecția Consumatorului vor transparență totală în restaurante și fast-food-uri. Patronii sunt nevoiți să afișeze rețetele pentru ca fiecare client să le poată consulta. Cum va funcționa noua regulă, ne spune colega mea Iulia Dumitrașcu. Bună dimineața, Iulia, te ascultăm! Bună dimineața! Dacă acum vedem în meniu ingredientele preparatelor pe care le consumăm, în viitor patronii vor fi nevoiți să treacă cantitatea exactă a fiecărui ingredient folosit. Mai trebuie adăugată și valoarea energetică, dar și detalii despre sare, zahăr și grăsimi saturate. Toate aceste informații pot fi trecute în meniu sau pe un panou special. Bineînțeles, acesta trebuie amplasat la vedere. Patronii nu văd cu ochi buni această măsură. Spun ei că rețetele, unele dintre ele, sunt secrete, iar dezvăluirea cantităților ingredientelor nu este tocmai bună pentru că ar putea modifica unele rețete care diferă de la un local la altul. Indiferent însă de părerile lor pro sau contra, trebuie să se alinieze deciziilor autorităților, mai exact a NPC-ului. Vorbim de un ordin care va fi emis în zilele viitoare și va fi aplicat, bineînțeles, la nivel național. Acestea au fost informațiile. La revedere!
Deși trecem printr-o perioadă în care auzim numai de scumpiri, iată că primim și primele vești bune. Fructele de sezon de pe tarabe au început să se ieftinească. Cea mai vizibilă scădere de preț este la cireșe. De la 150 de lei pe kilogram, cât costau în urmă cu două săptămâni, acum au ajuns la 20 de lei. Însă cu mai multe informații despre noile prețuri, vine colegul meu Tiberiu Dobrică. Bună dimineața, Tiberiu, te ascultăm! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Dacă veniți în piețe zilele acestea, veți observa că prețul fructelor de sezon au scăzut. În primul rând, cireșele, care erau de import, aveau într-adevăr prețul de 100-150 de lei. Acum prețul lor pornește de la 20-25 de lei per kilogram. E bine, comercianții spun că de săptămâna viitoare prețul este posibil să mai scadă la 15-18 lei per kilogram. Și căpșunile românești, care sunt foarte dulci, costă acum 10-15 lei per kilogram, iar pe tarabele vor apărea afinele și mure de cultură, începând de la jumătatea lunii iunie. E bine, prețul va fi ceva mai piperat, adică în jur de 50-60 de lei per kilogram pentru murele de cultură, iar rafinele vor fi în jur de 60-70 de lei per kilogram. Cât despre caise și piersici, ce găsim momentan în piețe sunt fructe de import din Grecia și prețurile pornesc de la 20-25 de lei per kilogram. Vânzătorii spun că primele caise românești vor apărea pe piață în următoarele 3-4 săptămâni. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumim, Tiberiu! Comedia merge de minune cu bucatele tradiționale, și-au spus doi tineri din Iași, care au găsit o metodă inedită de a promova produsele locale. În fiecare săptămână organizează show-uri de stand-up comedy, numere de magie sau sesiuni de gătit live chiar în băcănia lor. Conceptul i-a cucerit pe toți cei care le-au trecut pragul. În băcănia lui Rareș și a Ramonei, nimeni nu are timp să se plictisească. Magazine cu preparate tradiționale sunt multe, așa că cei doi tineri au fost nevoiți să găsească o metodă atipică pentru a-și promova produsele. S-au gândit să aducă activitățile lor preferate de petrecere a timpului liber. Prima pe listă a fost stand-up comedy. Scapricoș a fost cu o balanță, mă. Am fost cu o balanță 3 ani jumate. Ne-am despărțit tot acum 3 ani jumate. Dar parcă nu s-o spartă ăștia 7 ani de ghidon. Ideea celor doi i-a captivat pe tineri, iar cei care le trec pragul sunt mai numeroși de la un eveniment la altul. Am vrea să facem mai mult decât stand-up, să nu fie doar stand-up, să fie, nu știu, altfel de activități pe care le poți face într-o băcănie sau nu te-ai gândit niciodată că le poți face într-o băcănie, dar unde să poți să mănânci și să bei un pahar de bere sau un vin cu prietenii. Cu cât băcănia este mai plină, cu atât distracția este mai mare. Mâncarea bună îi adună pe toți în jurul mesei, iar discuțiile sunt mai captivante. Foarte bun pieptul de rață. La fel ca preparatele din farfurie, întâlnirile din băcănie au toate ingredientele necesare pentru o seară perfectă cu prietenii. Clienții spun că atmosfera din băcănie este mai relaxată decât cea dintr-un restaurant sau dintr-o sală de spectacole. Avem, nu știu, ocazia să cunoaștem oameni noi de fiecare dată când venim aici. Combinația, cu siguranță, pot să spun că e distractivă, nu te poți plictisi mâncând diferite sortimente. După ce degustă preparatele tradiționale, clienții își pot comanda preferatele chiar la ei acasă. Numărul elevilor care pun ghiozdanul în cui este mai mare de la un an la altul. Cele mai îngrijorătoare date vin din mediul rural, unde un sfert dintre copii abandonează școala înainte să termine gimnaziul. Un om de afaceri din Iași vrea să-i ajute pe elevi să prindă drag de carte, așa că a construit pentru ei un centru unde vor primi o masă caldă, își vor face temele și vor fi îndrumați să-și găsească vocația. Alexandru are aproape 18 ani și este în clasa a 7-a. A repetat de două ori clasele a 5-a și a 6-a, dar când era pe punctul de a renunța la școală, și-a dat seama că, fără carte, nu are un viitor. E mai bine anul ăsta. Sper să-l termin bine. E mai bine, nu? Da. Mergi în continuare. Da, da, merg. Dacă are o clasă, fac și o să iau permis. Mai are 8 frați. Mama lui povestește că, fără ajutor, nu ar fi reușit să-i țină la școală. După ore, tot ei sunt cei care o ajută în gospodărie. Mai degrabă ar da școala cu slănină să o mănânc și cățăi decât să-mi... Așa, vă spun sincer, deci nu prefer să meargă la muncă decât să înveță. Și am vrut de două ori, pur și simplu, am mers la școală, am vrut să-l retrag. Pentru Alexandru și alți copii ca el, care au nevoie de ajutor și îndrumare pentru a continua să meargă la școală, Bogdan Tănasă, un antreprenor din Iași, construiește un centru educațional în comuna Popricani, la 20 de kilometri de oraș. Lucrările sunt aproape gata, iar centrul va fi deschis în toamnă. Ne proștiem aici, ne pregătim de gazon și ne stragem tare împreună că ne grăbim să terminăm.
Din donații, Bogdan a reușit să strângă 600.000 de euro, a ridicat centrul, a cumpărat mobilier, table inteligente și tot în cadrul centrului vor funcționa ateliere unde elevii vor putea învăța o meserie. Eu sunt născut vis-a-vis de o casă de copii și am văzut foarte multe acolo, chiar aici în acest sat. Și am zis, băi, dacă reușesc în viață, visul meu este să pot să educ cât mai mulți copii odată undeva, într-o clădire. Nu știam eu centru educațional sau... Dar uite că după atâtea case construite, am dat drumul la acest proiect, fără fonduri, așa, cu o nebunie de-a mea. Din toamnă, la centrul educațional vor veni, după ore, 80 de copii. Aceștia vor fi ajutați de cadrele didactice de aici să-și facă temele și să-și găsească motivația pentru a merge în continuare la școală. Greul abia de acum începe. Costurile anuale de funcționare sunt de cel puțin 160.000 de euro, așa că cei care vor să ajute pot dona 2 euro printr-un SMS la numărul 8844 cu textul CASA sau în conturile asociației CASA Share. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Nu plecați, imediat începe Dimineața cu noi. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine dimineață de la ora 7. O zi frumoasă vă doresc. La revedere! We'll be right back.